La PC Garage, pentru orice combinație de procesor, placă de bază și placă video, în valoare de peste 1500 de lei, primești un SSD cadou. Află mai multe pe pcgarage.ro. Salutare tuturor, aici este Bobo Spider și bine ați revenit la un nou video de genul Bobo încearcă sau Moldovean încearcă. Data asta mai bună avem un nou joc numit Shing, pe care l-am încercat puțin pe stream, dar nu prea am reușit să scot de vreun video destul de interesant. Dar vă pot spune că este ceva destul de mișto, pe care sigur s-ar putea să-l vezi să jucați împreună cu vreun prieten sau cu vreo cunoștință, pentru că este un joc ce vă permite să-l jucați în 4, ceea ce este destul de tare. Cred că o să dăm de la asta de aici, direct și o să vă explic imediat cum funcționează și jocul ăsta, ce trebuie să faceți. Vedeți, aveți 4 caractere aici, puteți să le schimbați și skin-urile, dar nu știu exact cum schimb skin-urile aici. Adică pot să dau cu mouse-ul? Ah, nu m-ați dau cu mouse-ul. Deci avem aici 4 caractere pe care le putem alege. Astea sunt caracterele noastre. Are și jocul ăsta are și un intro destul de fain, dar din păcate n-ar să-l filmez, așa că nu să alegem un caracter, deși putem să schimbăm. Deci putem să-i punem și skin, dar o să-l lăsăm așa. Putem să ne schimbăm caracterul oricum în timpul jocului. Și e un fel de side-scroller, dacă ați jucat genul ăsta de jocuri acum foarte, foarte mulți ani, extrem de mulți ani, dar acum mulți ani mai exact, cam vreo, hai zice, minim 15 ani, cam așa, pe vremea erau genul ăsta de jocuri, gen hardcore. Seamănă foarte mult cu jocul ăla lansat recent numit Street of Rage 4, parcă. Bine, asta e alea că mai adult jocul ăsta, adică se poate observa și de design. Speaking of which... We have multiple yokai sightings in the city. Ah, și nu uitați, oameni, dacă vă place jocul ăsta, dați și vă un like acolo și ar fi super, super de gust din partea voastră. Sweep, then regroup at the gates. We might have a full-blown siege on our hands. Yes, ma'am. And get these people out of the streets. Mamă, ce s-au dus. Oh, hello Tetsuo. Wow, are physics. Got your brains with you? Hello, Bachiko. Bachiko. Need your help. Right after I take care of all these yokai for you. Sorry, kid. I already have someone on pest control duty. Oh, shoot! Run, you pathetic vermin! Run until your feet bleed! Run until your legs give out! Run until there's nowhere else to go! Arată și bine jocul, ce drept! E mai multe puncte de vedere, desigur. What brings you to my city, oh brave mountaineers? A group of yokai stole the starseed. Oh, this is going to get ugly. Oh, shoot. Da, faza e că în jocul ăsta nu prea ai atacuri de pe butoane, ci de pe joystick-ul în sine. Nu știu exact de pe tastatură cum e. Cred că e de pe săgeți. Dar atacurile în jocul ăsta se dau de pe joystick. Oh. He fucked up. Adică trebuie să dai trebuie să învârți cumva de joystick să creezi diverse atacuri sau oportunități, văd că și poți să blochezi în spate. Știu că era buton de bloc ăsta, da, ăsta era buton de bloc pe care nu știu eu. Ok, să dăm așa cu combo. Te rupem pe băieți aici și alege Rano. Oh, noroc că am dat dash în aer acolo. Oh, 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 băieți cu shield, băieți cu shield. Oh, stai că ăștia trebuie să le facem o schemă. Așa, gata, să dăm counter. Firar! Mamă, și mă rup! Mamă, mă rup că-s mai mulți! Bine, ideea e să schimbi și caracterele în timp ce te joci, pentru că au HP individual, adică fiecare are HP-ul lui. Hai să schimbăm totuși. My God, cât de enervant e! Nice! Firar! Hai mă! Na, hai mă! Ok, dă-mi-l pe ăsta. Îți pare că-ți dă și buff-uri dacă bați inamicii ăștia și așa mai speciali. Stai. Ha, come on aici. Da, vezi, îmi dă niște buff-uri care dă cu niște proiectile. Aia, ia. Oh,
Că puțin? Ok, acum trebuie să aștept ăsta să-și ducă prostiile de aici. Nice! Și făcusem foarte mult combo acolo. Ok, aproape. Aia zic. Easy. Sincer, mi-a plăcut dacă ar fi avut un gameplay clasic. Pentru că jocul pare să se activ și așa, dar asta e da așa o leacă, un aer mai original. Asta e fel de Geralt, dar nu e Geralt. The White Wolf. Ah, trebuie să numerești atacurile, gen. Ladies call me Big Willy. No way am I calling you that. Big Willy. Da, îl cheamă Big Willy pentru că, da, nu o să intru în detaliu, dar cred că v-ați spus de ce îl cheamă Big Willy. Ah, ăla trebuie să-l lovești jos. Ah, stai că astea defensive puse peste tot, ok. Wait, am bombe? Nu știam că am bombe. Nice. Ok, ăsta micu. Da, aparent de fiecare dată când dau dash am bombe. Ah, firea, am vrut să-l ridic. M-a omorât, ok. Vino tu. Ah, firea, stai să dau revive. Revive. Ok, vino tu. Am încercat să dau bloc acolo, dar nu mă lasă. Ok, l-a rupt ăsta. Ah, fițar shield-ul. Nice. L-a rupt ăsta. Ok, mai avem câteva charge-uri de energie de asta, deci e bine. Asta nu știu, mi se pare că e un grab ăsta de pe X. Aia, mișcarea de-a făcut-o fix înainte de terra nivelul. Fă-ți un joc, pare destul de distractiv, adică ce drept și din gameplay de acum mi se pare destul de fun. E o leacă mai greu până te acomodezi cu stilul ăsta de a da dubios, e un fel de, da, e un fel de grab-ish, nu chiar. Nu, e un fel de kick mai degrabă, nu neapărat grab. Ah, fire. Na! Hai mă, pe bune. Ok, stres să schimbăm întregile. Hai mă! Trebuie să rețin blocul acolo. Ai, leu! Hai că luăm pasta așa mai șmecheroasă, ia. Nice. Mom, 42 hit combo. Totul bine. Find that shaved bear, sis. Willy? Wait, Wurz? I met him a week. Oh, Willy. Sancho Wurz vorbește. World Sprout? A sacred doohickey he's looking for. Supposedly it looks like a star seed. I didn't have time to dig into it.
Da, îmi place ce drept kick-ul ăsta, e destul de șmecher. Uai, am picat fix în bombe. Black! Haide! A, asta nu dă damage? Ba da, dă damage, dă foarte puțin damage. Îmi place cum apare de aici așa de nicăieri. Bombă? Bombă? Ha, i-am distrus acolo oricum. Cât? Bombă? Bombă? Hai, mă! Mamă, i-am prins cu bomba aia lejer. Luăm și abilitatea asta de aici. Da, nu cred că mai e nevoie. Îmi place să-i și ridic în aer, ce-i drept, e sunt de fain. Boom! Hai mă, pe bune că ai picat. Vreau zic, jocul e destul de distractiv. Chiar e destul de distractiv. Dar e greu tare până te obișnuiești cu stilul ăsta de gameplay pe care l-are. Oh. Use power-ups to break shield. Ok. What is that thing doing to my beautiful city? I think it's upgrading the areas from the whole system. Ok, break. Just stop it. Trebuie să luăm abilitățile de ăștia. Huh? Oh god. Mama, au distrus orașul în background, acum am observat. Hai, mă. What the fuck? Dă cu energia. Hai mă. Aia zic. Hai că o să mor. Mamă, ce-am supraviețuit-o pe asta, ești nebun? Easy. Am supraviețuit-o chiar bine, adică mă așteptam să murim acolo, că mai aveam fix o idee de viață. Boss fight? Oh, văd că mai avem din nivel, nu-i gata. I've witnessed a tragedy like that before. I will help you see this through. Oh god. Iau bombe sau ceva. Uai, ăștia poate să dea și bombe în aer. Ok. Shit, derivai, derivai. Mama, cât range are în spațiu. În spațiu, în aer, doamne. Vai, deci raza de explozie așa de mare când e în aer. Uai, leu, mă rupe. Nu, pe bune, nu mă lua acum. Dude. Ok. Uai, leu, am nevoie de heal-urile alea. Jesus. Doamne, cât de nervanță sunt ăștia. Ok, am luat bombe. Nu. Gata.
te-am prins. Easy. Era să iasă nașpa. Să iau pe aia, poate se heal-ui. Au mai mulți. Au iar de ăsta. Mă, dă heal. Noroc că dă ăsta heal-uri. Dă-i. My god. Mamă, ce bună a fost bomba aia dată din greșeală. Deci aia a fost bombă dată din greșeală, man. Indiferent cum o dai. Și acum dă-ștea. Gărgăuzaur dă-ștea. Oh, noroc, mai avem bombe. Dar nu știam cum avem bombe. Boom. Hai că s-a făcut și shield-ul. Boom. Hai, mă. Hai, așa că mă rupe chestia aia. Dă-i. Easy. Și ar fi mers mai mult healing pe aici, așa dacă mă întreb pe mine. Gata, final de level? S-ar putea să fie final de level. Deși până acum cred că am întâlnit boss fight-uri până acum în jocul ăsta. Adică bine, ce-am jucat doar în nivel până acum. Oh, încă suntem aici, deci înseamnă că lucrurile se agravează. Haide. L-a rupt înainte să se rezolve. Mamă, noroc că e counter. Ai, ai, ai. Nu! Revived. Bomba. Uai, leu, ce vin 100 de dăștea. Hai, zic. Shit. Bomba? Bomba? Mamă, noroc cu bombele alea, frate, serios. Mamă, cât heal mi-am luat. Da, virat. Dă-i. N-am dat prea devreme. Nice. Easy. Băi, dar cu unde? Păi, trebuie să fac ceva aici. Oh, uite că ne lasă să ne ducem. Ce-i asta? What do you know? Somehow my favorite joint is still standing. Ne dă heal? We should take a break here. We might have our hands full all night. Adică eu încerc să intru, dar bă că nu mă lăsa. Ok, ce facem aici? Am uitat ce era, mi se pare că și misiunea trecută am avut o chestie genul ăsta. Mă, și mi-am dat seama că am trecut 20 minute de video aproape. What the F? Esență. Damn. I just realized something. Without the essence. Ah, despre ce vorbesc e aici. So, what's yours? Da, vorbesc despre chestii. Hey, is it just me? Or did those yokai act differently? I've never seen them so coordinated. Okay, the yokai is shmaker. So, how's life up that mountain? Okay, unlocks medallion, no? Obținut ceva. Ok, cum îți s-o făie sânii lui aia? Yokai! Yokai at the gates! Ok. That's our cue! Mă întreb dacă ne dă full HP, ar trebui să ne dea full HP de acum. Oricum,
Oricum, noi oricum o să împătrim aici și cu video-ul ăsta. Voiam doar să vă arăt jocul ăsta, dar nu văd când ne-am dat full HP, asta e cam trist. Anyways, mai bun ca asta tot pentru jocul ăsta. Am vrut doar să vi-l arăt, să vedeți cum este. Personal mi se pare destul de mișto și cred că merită încercat. Se numește Shing, deci fiți cu ochii în pată după el. Așa că dacă vă interesați mai multe informații, s-ar putea să vă las un link în descriere. Dacă e un link mai special, o să vi-l las în descriere. Dacă nu, sigur îl găsiți pe Steam. Dar cam asta ar fi tot, nu uitați să dați like, subscribe, share și comment. Și ne auzim data viitoare, pa, pa!